Bună ziua, vă prezint astăzi LG GW550. Este un smartphone ce a fost lansat în luna octombrie 2009. Are 125,5 grame, prezintă un display TFT rezistiv de 65.000 de culori, ce măsoară 2,4 inci, suportă rezoluția de 320x240 de pixel. După cum puteți observa, este un telefon compact cu tastatură Full QWERTY. Se aseamănă foarte mult cu un HTC Snap sau cu un Nokia E71, E72, E63 din această gamă business. Sistemul de operare este Windows Mobile, versiunea 6.5. În partea în dreapta găsim butonul ce activează camera de 3,2 megapixel și poate să facă poze la o rezoluție maximă de 2048x1536 de pixel. Există posibilitatea de a înregistra și video. Telefonul este și unul 3G, vine cu o cameră secundară pentru videoconferințe. În acest sens suportă viteze până la 7,2 Mbps pe secundă download și 2 Mbps pe secundă upload. Printre funcțiile telefonului regăsim și wireless, l-am conectat și la rețeaua noastră locală. O să vă arăt imediat. Ecranul principal, așa cum suntem obișnuiți, în partea sunt notificările, Bluetooth, antenă, baterie și așa mai departe. Ora, wireless-ul, pe care unde rețeaua pe care l-am conectat. Favorite, apeluri ratate, mesaje ratate, e-mail-uri, în fine, hai să intrăm în meniu, chestii obișnuite, mesaje, posibilitatea de a scrie mesaje, SMS-uri, MMS-uri, a puteți crea e-mail-uri, bineînțeles, vă puteți bucura de toată această tastatură Full QWERTY, scrieți foarte ușor. Un telefon pur business. Revenim la meniu, calendar, contacte, puteți adăuga 1000 de contacte cu apelare foto, setări, setări de apeluri, de sunete, profile, ecranul principal, alarme, ceas, conexiuni, alte apeluri. Bineînțeles, telefonul, așa cum am spus, este unul business, în acest sens vine cu Office Mobile. Adică puteți vizualiza și modifica, edita fișiere Excel, OneNote, PowerPoint, Word, Windows Media. Telefonul poate să citească fișiere de genul MP3, MP4, EAC+, WMA, MP4, H.264, H.263. Am adăugat și mai devreme o melodie prin Bluetooth. O să ne uităm imediat. Hai să vedem deci, care sunt melodiile preinstalate. Telefonul dispune de două difuzoare pentru redarea audio, așa cum aflăm și de pe cutie. Task, adică vedem aplicația care rulează un background. Internet Explorer este browserul nativ, însă de preferat să instalați Opera sau Firefox. Faci și noi o căutare după cuvintele cheie telefonul tău. Durează ceva până se încarcă. Momentan sunt probleme cu internetul în orașul Ploiești. Între timp trebuie să mai precizez că telefonul are o baterie de 1300 de mAh și conform producătorului rezistă până la 260 de ore în modul așteptare și 6 ore în modul vorbire. Printre funcțiile telefonului mă găsim editor foto, video, voice memo, T9, organizator. Telefonul are și suport GPS cu AGPS. În acest sens găsiți și pe site-ul nostru varianta cu iGo, unde nu aveți nevoie de internet pentru navigație. Browserul este WAP20XHTML. Hai să revenim la meniu. Istorie, apeluri, jocuri. Telefonul are suport pentru jocuri Java, cât și jocuri speciale pentru sistemul de operare Windows Mobile. Bubble Speaker, Bubble Breaker, Voice Notes, Pictures and Videos, Internet Sharing, Microsoft Mobile Marketplace, de unde puteți downloada aplicații. Active Sync, puteți sincroniza informațiile din telefon cu cele din calculator.
Adobe PDF Reader, eGPS, setări, așa cum am spus mai devreme, Bing, binecunoscut motor de căutare de la Microsoft, alarme, camera, opțiuni diverse la cameră, timer, frame-uri, luminozitate, contrast, efecte, rezoluția, rezoluția maximă de 2048x536 de pixel, luminozitate, Bluetooth, telefonul dispune Bluetooth 2.1, am activat și noi această opțiune și am dat o melodie, șurcături către Facebook, bine cum stă comunitatea online, Explorer, FM radio, ce funcționează cu căști, ce căștile aia practic funcționează și ca o antenă, SN Messenger, Java, SN Money, Bursa, Weather, Vremea, Remote Desktop, vă puteți conecta calculatorul dumneavoastră, Contacte, puteți căuta widget-uri, există și un feed, un cititor de feed RSS, Speed Dial, Streaming Player, Google, Windows Live, pe accesorii pe lângă căști mai găsim și, bineînțeles, acest cablu de date, respectiv încărcător. Cum spuneam, partea în dreapta butonul care activează camera 3.2 de megapixeli, mai sus butonul ce închide sau deschide telefonul, respectiv îl pune modul standby, tastele de volum și slotul pentru căști, respectiv cablul de date. Telefonul mai suportă, interesant că mai suportă un card de până la 16 GB, ceea ce este destul de util având în vedere că are memoria internă de 100 de MB. Aceasta a fost prezentarea telefonului LG JetBlue V550. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.